Mediul de afaceri vede la orizont finalul pandemiei după ce mai multe companii farmaceutice au anunțat vaccinuri eficiente. Însă după ce criza sanitară va trece, Europa ar putea constata că cea mai grea moștenire economică nu este reprezentată de volumul ridicat al împrumuturilor guvernamentale, ci de datoriile de ordinul sutelor de miliarde de euro asumate de către companii. Companiile au fost forțate să apeleze la credite bancare și emisiuni de obligațiuni devenite accesibile datorită garanțiilor de stat și stimulentelor băncilor centrale pentru a supraviețui măsurilor luate de guverne pentru a limita răspândirea virusului. Dar când acest sprijin se va sfârși, finanțele acestora s-ar putea regăsi într-un punct critic, iar companiile mici trag deja un semnal de alarmă, scrie Bloomberg. Politicienii au fost deja solicitați să intervină pentru a ajuta companiile viabile să-și curețe bilanțurile, în caz contrar acestea se vor confrunta cu povara datoriilor, care ar putea reduce puternic investițiile și crearea de locuri de muncă în următorii ani. Însă riscul este mai mare de atât. Bilanțurile șubrezite ar putea declanșa o avalanșă de intrări în incapacitate de plată și falimente care ar lovi sectorul bancar și ar adânci declinul economiei. Inclusiv Banca Centrală Europeană arată că vulnerabilitățile companiilor au crescut dramatic în urma pandemiei și au fost ținute sub control doar de sprijinul monetar și fiscal masiv, iar o retragere bruscă a măsurilor de susținere ar crește riscurile în ceea ce privește finanțarea și astfel vulnerabilitățile companiilor vor crește peste nivelul observat la apogeul crizei financiare de acum de mai bine de un deceniu. Potrivit Bloomberg, datoriile companiilor din zona euro au crescut cu peste 400 de miliarde de euro în prima jumătate a anului, comparativ cu 289 de miliarde în întreg anul trecut. Soluția ar fi de a convinge companiile europene să-și reducă dependența de credite bancare, la care acestea recurg într-o măsură mai mare decât firmele americane. Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană fac de multă vreme apel pentru crearea unei uniuni a piețelor de capital pentru facilitarea accesului la finanțare alternativă. Chiar săptămâna trecută, Christine Lagarde, șefa BCE, a declarat că o astfel de uniune a devenit o necesitate. Pe termen mediu însă, soluțiile propuse necesită susținere guvernamentală. Acestea includ instrumente pentru îmbunătățirea solvabilității companiilor, astfel încât firmele viabile să nu fie îngropate de datorii. Pentru cele mai mici firme, acest lucru ar putea însemna transferuri fiscale directe pentru a face față cheltuielilor fixe, în timp ce pentru companiile mari ar fi mai potrivite împrumuturile subordonate sau injecțiile de capital. Astfel, dacă după criza din 2008-2009 lecția a fost că băncile trebuie să fie mai bine capitalizate și să aibă un grad redus de îndatorare, lecția acestei crize este că același lucru este valabil și pentru restul companiilor.